Tot ziceai de sacrificiu, tot ziceai de Matrix, Neo, ce a hotărât și a făcut și The One și cineva trebuie să se sacrifice sau să facă lumea mai bună sau să da. Ei, s-a întâmplat. Deci în lumea ta, fiecare ești doar tu. S-a întâmplat. De când te știi, te-ai sacrificat. Cum? Tu erai partea aiurea care înțelegeai că ești negativă și vai de tine și cum ești și mai bine, da? Și în jur vedeai doar minunat. Așa te-ai sacrificat de mult, dintotdeauna. Așa ai fost sacrificat. Ai înțeles? Deci tu erai partea negativă tot timpul, personajul negativ. Și în jur era partea pozitivă, personajul pozitiv, în oglindă. De fapt, tu erai, că altfel n-aveai cum lumea antilume, da? Săritură cuantică. N-aveai cum altfel. Ai înțeles? În oglinzi. E lumea în oglinzi. N-ai cum altfel. Ai ales partea negativă. Și mie mi-au plăcut tot timpul personajele negative la teatru. Când lucram, Doamne, ce tare! Eu nu înțelegeam de ce. Ba, înțelegeam. E mai complex cumva, e mai... Că și ăla rău poate fi bun, dar ăla bun nu poate fi rău niciodată. De ce? Ai înțeles cum merge? Deci tu te-ai sacrificat îmbrățișând personajul negativ în toate viețile, în toate. Și acum ți s-a deschis să vezi de fapt cum a fost. Fantastic. Așa ai făcut, asta ai făcut. Ca lumea să fie mai bună. Ți-ai asumat personalitatea negativă, personajul negativ, tot ce negativ ai îmbrățișat. Eu ce pun meu. Ai îmbrățișat tu. Înțeles unde ești? Acolo ești. Asta ai făcut ca lumea să fie mai bună. Și vezi, Doamne, când ai sărit, ți-ai trezit în oglindă, ai înțeles. Acum ești deșteaptă, ai înțeles. Stai, că nu e așa. Dar eu cum simt? Dar eu cum mă simt? Da? Ei, asta e despre oglinzele care urcă în vibrații și la alt nivel oglinzi. Da? Ok. Vezi mai departe.